Bună ziua! Invitat la interviurile PS News de astăzi este domnul Sorin Roșca Stănescu, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România. Bună ziua! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Vedem în ultima perioadă tot mai multe schimbări pe scena politică românească. Avem un nume nou în fruntea MAPN, în persoana lui Mihai Fifor, și un nume nou în fruntea Ministerului Economiei, în persoana lui Gheorghe Șimon. Cum apreciați dumneavoastră aceste numiri și mai ales ce așteptări aveți în privința celor doi? Suspectez faptul că Adrian Țuțuianu, cel care a generat aceste permutări, este un om politic care a fost aruncat pe horn de către conducerea PSD, respectiv de către domnul Liviu Dragnea, din teama atavică pe care acesta o are față de orice posibil competitor. Iar Adrian Țuțuianu, cu experiența pe care o are și bunul său renume, și după ce a făcut treabă bună la Comisia de Control a Activității SRI și apoi la Ministerul Apărării, era într-o poziție foarte bună de a deveni succesorul lui Liviu Dragnea. Ori Liviu Dragnea îi elimină din start pe toți posibilii săi succesori. În al doilea rând, domnul Țuțuianu ar fi putut, consolidându-și imaginea ca ministru al apărării, în general ministrii apărării au o imagine bună în România și era cu atât mai bună în cazul domniei sale, cu cât România a trecut la un plan serios de înzestrare a armatei și a industriei de apărare, un plan care este agreat de populație, și atunci domnul Țuțuianu ar fi putut deveni în viitor și un competitor pentru funcția prezidențială. Deci suspectez faptul că el a fost eliminat și eliminarea lui a generat aceste schimbări. Mi se pare jenant pentru cel mai mare partid al României, cum este PSD-ul, să nu fi găsit în momentul în care s-a eliberat portofoliul de la apărare, să nu fi găsit un ministru, o personalitate în partid care să îi ia locul lui Țuțuianu și să fie nevoie să fie mutat de colo-colo domnul Fifor. Domnul Fifor este și el un lider politic, după părerea mea, talentat, bine pregătit, dar nimeni nu poate fi bine pregătit în toate. Domnul Fifor a fost mai întâi pus șef al Comisiei de speciale de anchetă, apoi a fost dislocat de acolo și pus în conducerea Parlamentului, după care a fost numit ministru la dezvoltare, n-a stat decât foarte puțin la dezvoltare și iată este numit la apărare. Eu nu cred în persoane jolly joker, adică în oameni care sunt buni la toate, ci cred mai degrabă în existența unor echipe politice mari, puternice, capabile oricând să livreze oameni care să guverneze bine. Dacă mutăm un om din loc în loc, înseamnă că nu avem acești oameni sau ne este teamă să-i numim pe cei capabili. Asta este impresia pe care o lasă PSD-ul și Liviu Dragnea prin aceste numiri. Să înțeleg că slaba comunicare despre care domnul Țuțuianu vorbea era doar un pretext. După opinia mea, da. După opinia mea, a fost o demisie forțată. Dar cum vedeți, în fruntea Ministerului Economiei se află astăzi domnul Gheorghe Șimon? Nu-l cunosc. Care nu prea știe nimeni așa mare lucru. Nu știe nimeni, poate să fie o surpriză plăcută sau poate să fie o surpriză neplăcută sau poate fi încă un ministru șters din actualul guvern. Deocamdată e foarte greu să ne pronunțăm. Aș vrea să discutăm puțin și despre educația din România. Cum arată, în opinia dumneavoastră, educația astăzi? Face actualul ministru al educației, Liviu Pop, pașii corecți în educație? Mă refer aici, nu știu dacă ați văzut în ultima perioadă, și stângăciile dânsului. Voi spune mai întâi un lucru, mă rog, cu caracter general. Dacă România și-ar fi dorit un nou început după 1989, acest nou început ar fi însemnat educație. Este cea mai importantă investiție pe care poate să o facă o națiune,
iar materialul uman este cea mai mare avere pe care o poate avea o națiune. Sunt națiuni sărace din punctul de vedere al amplasării lor în spațiul geopolitic, al resurselor de care dispun, dar care sunt extrem de bogate prin resursa umană pe care au știut să o valorifice. La noi educația este deficitară și observ cu groază că în ciuda unor rezultate care sunt clamate mereu, analfabetismul funcțional a ajuns la peste 40% în România. Deci avem peste 40% din tineri care știu să citească, dar nu înțeleg ce citesc. Ăsta e analfabetismul funcțional. Deci am parcurs chiar o mișcare regresivă din această perspectivă în comparație cu epoca comunistă. S-a votat o lege în urmă cu mai mulți ani, o lege prin care, în mod obligatoriu, că așa legile sunt obligatorii, nu? Trebuia să fie alocat 6% din produsul intern brut pentru educație. Acest lucru nu s-a întâmplat sub nicio guvernare, niciun an. Mai mult, an de an, am observat că la rectificările bugetare se va întâmpla și acum, încă se mai iau bani de la educație și culmea este că acești bani se iau pentru că nu au fost cheltuiți. Ceea ce înseamnă că aparatul administrativ, central și local, a fost incapabil să cheltuie chiar și sumele mici care sunt alocate pentru învățământ. Nu aș vrea să ajungem în situația în care într-o bună zi un guvern să decidă ca și învățământul să treacă la MAPN, așa cum a fost trecut Institutul Carol Davila la MAPN, că înseamnă că ne militarizăm cu desăvârșire. Cât îl privește pe domnul Pop, cred că cea mai mare greșeală pe care domnia s-a făcut-o este că a anunțat că vor fi manuale și nu sunt. Dar în schimb a făcut un compendiu de... Foarte bine, dar problema este că în momentul în care tu ți asumi răspunderea ca ministru și promiți ferm că vor exista manuale și nu există, trebuie să-ți asumi și consecințele, ceea ce nu văd că s-a întâmplat. Văd că vrea să schimbe regulile în învățământ, se anunță și o reformă. Tot timpul facem reforme în învățământ, nu există pic de stabilitate și pic de predictibilitate, ceea ce este extrem de grav și pentru familii, și pentru copii, și pentru profesori. Dar dacă tot a început, cum o fi început, nu știm, că nici aici nu avem informații. O acțiune sub pălăria prezidențială de, se numește România Educată, prin care sunt create mai multe comisii interdisciplinare care să studieze fenomenul educației în România și să caute soluții. Cred că cel mai înțelept lucru ar fi să lăsăm aceste comisii să lucreze, să așteptăm să vedem care sunt rezultatele lor și apoi, în baza acestor rezultate, să încercăm să producem schimbările legislative necesare. Pe de altă parte, Victor Ponta și Daniel Constantin și-au lăsat o nouă formațiune politică pro-România. Cum vedeți această inițiativă a celor doi și ce șanse de reușită credeți că au aceștia? Obiectiv vorbind, crearea unui nou partid într-o țară cum este România de astăzi necesită, prin numărul uriaș de mii de sedii necesare, de mii de filiale, de mii de organizații, necesită costuri care sunt undeva plasate între 50 și 200 de milioane de euro. Deci numai ca să pornești cum trebuie un nou partid politic. Nu-l văd pe Victor Ponta dispunând de asemenea resurse și nici pe Daniel Constantin și nici nu văd creat în jurul lor un grup de interese legitime al unor oameni de afaceri cu afaceri consistente pentru a finanța o asemenea operație și nici nu știu de ce ar face-o. Pentru că
până acum cel puțin, toate mesajele lui Victor Ponta sunt negative și demolatoare la adresa unui alt personaj politic, Liviu Dragnea. Un partid nu se construiește de la iarbă, încercând să îi dai în cap altui lider de partid sau altui partid, ci se construiește încercând să propui societății o alternativă. Nu am văzut nicio alternativă, dincolo de enunțul unui principiu că partidul se dorește să fie social-liberal. Dar dumneavoastră, care credeți că este adevăratul scop al acestui partid politic? Victor Ponta este extrem de frustrat pentru că a pierdut așa cum a pierdut, fiind împins de colegii lui de partid, inclusiv de Dragnea, inclusiv de Oprea, peste bordul PSD, și a pierdut președinția partidului. Aparent a renunțat singur, dar a fost determinat să facă acest lucru, și funcția de premier. Și este extrem de frustrat. Dintr-o dată a simțit cum i-a dispărut toată puterea pe care o avea anterior și mult timp a încercat pe diverse căi să revină la conducerea PSD și practic să-l debarce pe Liviu Dragnea. Nu a reușit acest lucru din interior și acum încearcă din exterior să racoleze suficient de mulți parlamentari ai stângii, astfel încât stânga să-și piardă majoritatea, să aibă nevoie de el pentru a se menține la guvernare și atunci să-i cumpere practic voturile și în felul acesta să dobândească o poziție relevantă în prim plan de jucător politic. Cred că a riscat prea mult, cred că și-a pierdut electoratul pe care l-avea, ca un electorat captiv al PSD-ului. Cred că a pierdut foarte mult din susținerea pe care i-o acordau activiștii PSD. Cred că în altă parte îi este imposibil, nici nu știu dacă are talentul minim necesar de organizator să își câștige un alt electorat, să câștige alți activiști de partea lui, dar dacă anul acesta el nu reușește să-l doboare pe Dragnea, pentru că războiul așa a ajuns să fie interpersonal, atunci din acest teren de luptă Ponta va fi cel care va pleca cu picioarele înainte, iar cariera lui în mod straniu de om politic, în mod straniu pentru că e tânăr încă, e compromisă. Că tot ați vorbit de racolare, la ce nume să ne așteptăm venind alături de Victor Ponta și de Daniel Constantin? Poate veni un fost ministru al finanțelor, care a fost și ministru al fondurilor europene, eventual, lângă el. Mai poate veni un domn care a fost ministrul sănătății și apoi al casei de sănătate, eventual. Deci ar putea veni câțiva dintre actualii parlamentari care s-au aflat în guvernul condus de el și care au făcut, să zicem, o bună echipă cu el. El mai are un handicap uriaș. El a depins foarte mult în cariera lui politică, dar și în statutul său financiar de Sebastian Ghiță. Ori Sebastian Ghiță este undeva la mijlocul terenului între el și Dragnea. Sebastian Ghiță, chiar dacă e refugiat la Belgrad, are foarte mare influență prin televiziunea pe care o patronează și pe alte canale. Sebastian Ghiță este foarte bun prieten și cu Liviu Dragnea. Deci nu se poate baza nici pe Sebastian Ghiță în această operațiune anti-Dragnea. De, după părerea mea, n-are nicio șansă. Am observat la ultima conferință organizată de Victor Ponta o prezență surpriză. Domnul Valeriu Steriu a participat la această conferință. Cum apreciați prezența acestuia? Ne putem aștepta cumva la o colaborare Băsescu-Ponta?
Partidul făcut de Traian Băsescu este minuscul. Este un partid care a intrat la limită în Parlament, cu o capacitate foarte redusă de a racola parlamentari independenți sau de la alte partide și de a crește, astfel încât este firesc din partea lui Steriu să încerce să profite de orice oportunitate. Înființarea unui grup dizident plecând din PSD și ALDE ar putea fi o oportunitate și eu nu cred că domnul Steriu s-a dus acolo fără acordul lui Traian Băsescu. Traian Băsescu este suficient de lipsit de scrupule pentru a încheia o alianță cu oricine, îl ajută să... Chiar și cu Victor Ponta. La fel cum a făcut cu Virgil Măgureanu, dacă vă amintiți, numai pentru a-i confisca sediile. Și apoi l-a aruncat peste bord și pe Virgil Măgureanu. Deci cinismul lui Traian Băsescu este suficient de pronunțat pentru a nu ține prea mult cont de ceea ce s-a întâmplat în trecut. Amintiți-vă ce s-a întâmplat cu Cosmin Gușă, cu care a fost în echipă, apoi au fost dușmani la cuțite, apoi au revenit în aceeași echipă, apoi din nou s-au despărțit. Ăsta e genul Traian Băsescu. Aș vrea să discutăm puțin și despre opoziție. Mai avem opoziție în România? În mod normal, opoziția ar trebui să se coaguleze în jurul Partidului Național Liberal. Partidul Național Liberal are două probleme. Prima, parțial doar depășită, a fost cea a organizării interne. A trebuit închis procesul de fuziune și în fine s-a închis, fără traume prea mari și a trebuit aleasă o conducere de jos în sus a acestui partid, ceea ce s-a întâmplat. Aparent, el e bine poziționat organizatoric pentru a începe să funcționeze ca un partid de opoziție, dar îi lipsește motorul intern pentru a fi un eficient partid de opoziție. La ce mă refer? A făcut niște comisii pe diverse domenii, așa cum trebuie să aibă fiecare partid, dar comisiile acestea sunt doar formale, s-au întâlnit o singură dată de când... Adică, practic, s-au constituit și atâta tot. Aceste comisii pe politică internă, pe politică externă, pe economie, pe finanțe, pe armată, etc., ar trebui să fie alcătuite din cei mai buni specialiști din domeniile respective pe care are partidul, să se întâlnească cel puțin o dată, dacă nu de două ori pe săptămână, să analizeze întreg contextul în domeniul respectiv, să caute soluții liberale și naționale, dacă partidul continuă să se numească liberal și național. Și să vină cu alternative în fața populației. Nu este suficient, exact ca în situația Ponta, nu este suficient doar să ataci PSD-ul, să vorbești de ciuma roșie, să clamezi ideea statului de drept și a luptei anticorupție, să rostești niște fraze care în spate să nu aibă suficiente argumente acoperitoare și convingătoare pentru populație. Deci, deocamdată, PNL nu-și face treaba de partid de opoziție, doar mimează opoziția și implicit ajută PSD-ul într-o asemenea măsură, încât PSD-ul va rămâne la guvernare și dacă va pierde majoritate. Pentru că PNL până un alta nu este pregătit. Dacă acum i s-ar oferi pe tavă guvernarea, ar fi incapabil să o prea. Nu este pregătit pentru așa ceva și pare din ce în ce mai nepregătit. Deci este o problemă de organizare internă extrem de importantă. În fine, sunt două chestiuni care țin de poziționarea partidului și prin care partidul pierde electorat în loc să câștige. Electoratul liberal a fost întotdeauna un electorat național, nu naționalist.
adică cu profunde sentimente naționale, cu respect față de tradițiile naționale și față de interesul național. Dar în prezent PNL merge foarte mult pe susținerea temelor legate de globalizare, pe cedarea unor părți importante din suveranitatea națională, suveranității colective a Uniunii Europene, mai mult decât e cazul, susține statutul de colonie al României, pentru că asta este în acest moment România, o colonie, o colonie dirijată și de la Washington și de la Uniunea Europeană, și asta pentru că vrea România să fie în situația asta, că până la urmă nu stă nimeni cu baioneta în spatele României să o oblige să aibă acest statut, dar acest statut o împinge la compromisuri foarte mari vis-a-vis de avuția națională. Cedăm mult prea mult din resurse și mult prea ușor intereselor unor terți, în loc să ne valorificăm noi înșine resursele. Deci această temă lipsește cu desăvârșire din retorica Partidului Național Liberal și conduce la pierderea unei părți importante din substanța liberală. Cealaltă parte pe care PNL o pierde din substanța liberală este referitoare la ceea ce înțelegem toți diferit prin statul de drept. PNL înțelege prin statul de drept ceea ce s-a întâmplat până acum. Populația începe să înțeleagă prin statul de drept altceva decât ceea ce s-a întâmplat până acum. Un stat care să fie pus din ce în ce mai mult în slujba cetățeanului și un stat care să își desfășoare activitatea în respect față de drepturile fundamentale ale omului. PNL a abandonat total această luptă și această retorică. În fine, mai are un handicap PNL, merge orbește pe mâna lui Klaus Iohannis. Deci este un partid la remorca unui om, care nu știm dacă va candida sau nu va candida pentru un al doilea mandat, dar admițând că va candida pentru un al doilea mandat, reușita lui Klaus Iohannis nu înseamnă și automat și reușita PNL, așa cum s-a văzut și data trecută. Deci PNL ar trebui să fie un partid mult mai circumspect în a se gândi la viitoarea campanie prezidențială, ar trebui să aibă alternative, nu ar trebui să își pună întreaga imagine într-un singur coș, până un alta. Mai ales că încă nu știm dacă Klaus Iohannis va candida sau nu. Credeți că va fi înlocuit modelul Iohannis cu modelul Orban? Cumva? Nu există un model Orban dacă ne gândim la Ludovic Orban. Ar putea exista un model Orban dacă ne gândim la Victor Orban al Ungariei. Vedeți, nouă nu ne place Victor Orban al Ungariei și nu place nici europenilor prea mult, dar ceea ce e foarte important, le place maghiarilor Victor Orban. Deci Victor Orban al Ungariei face o politică națională, viguroasă, nu naționalistă, și care aduce beneficiu Ungariei. Ce părere aveți despre noua echipă a PNL-ului, noua conducere, că tot am adus în discuție de Ludovic Orban? Păi vă răspund în trei cuvinte, nu se vede. Deci dincolo de Ludovic... Aș putea spune că se vede, dar pe Facebook mai mult. Dincolo de Ludovic nu văd nimic. La televiziune apar aceiași lideri liberali triști, nehotărâți, total nepregătiți pe subiectele care se discută acolo, lideri care nici măcar nu sunt la curent cu ceea ce afirmă președintele lor în aceea zi, semn că în partid nu există un motor
care în mod obiectiv în fiecare zi să genereze luări de poziții argumentate vis-a-vis de tot ceea ce se întâmplă, astfel încât cei care se prezintă în numele acestui partid în dezbatere televizate să fie oameni bine pregătiți și în cunoștință de cauză, să știe ce au de spus acolo, să se fac de râs, să rostesc aceleași fraze repetate de la om la om, lipsite de conținut și lipsite de argumente, legate de statul de drept, de combaterea corupției, de susținerea DNA-ului, de blamarea guvernului din orice poziție. Guvernul, oricât de prost ar fi, nu face numai prostii, mai face și lucruri bune. Ori lucrurile astea bune ar trebui și ele să fie semnalate de către opoziție, pentru ca opoziția să devină credibilă. În decembrie se face un an de când USR a intrat în Parlament. Ce a reușit să nască USR în aceste 9 luni de zile? A reușit ceva? Este un partid al unui alt binom, alcătuit între Serviciul Român de Informații și Multinațional. Serviciul Român de Informații, sub cold de acel puțin și sub Maior, nu a susținut, a făcut politică și nu a susținut interesul național, ci interesul multinațional. I-a susținut în toate demersurile lor pe ambasadorii unor state partenere care au făcut trafic de influență în România în favoarea firmelor lor. Acest partid s-a născut având doi nași, Serviciul Român de Informații pe de o parte și pe de altă parte a fost finanțat de multinaționale care au o nevoie firească să-și apere interesele, să plătească taxe și impozite cât mai mici în această țară, să poată plăti salarii cât mai mici, să-i transforme pe tinerii noștri în roboței, să aibă acces la resurse, să transforme România într-o piață cât mai largă pentru produsele lor, de să elimine produsele române și așa mai departe. Sunt interese absolut legitime pe care în orice țară le au aceste multinaționale. Problema este că unele țări se apără și alte țări se predau. Noi suntem o țară care se predă și acest partid a avut tocmai acest rost de a slăbi atât frontul opoziției liberale, care oricând s-ar putea transforma din nou într-un partid care să vizeze interesul național, și a slăbi și frontul PSD-ului. Și-a pierdut resursele. Deci resursele lor umane sunt precare pentru că au fost cumpărate. Nu sunt nici un partid născut în mod natural. Având cei doi nași, este un partid creat în niște retorte, e artificial. Și și-a pierdut suflul. Acest partid o să dispară la fel cum a dispărut orice modă politică, pe PDD și așa mai departe. Credeți că ar putea veni asta și de la plecarea lui Nicu Șordan din fruntea partidului? Nu neapărat. Această stare de hibernare nu în care neapărat, se află dar acum... un naș a cam dispărut, Serviciul Român de Informații, prin venirea lui Helvic, Serviciul Român de Informații este tot mai puțin implicat în jocurile politice și bine face. Probabil se va relansa în viitor într-o altă formulă, dar deocamdată are loc o mișcare retractilă, deci un naș nu mai e funcțional, iar multinaționale au găsit și alte mijloace pentru a determina PSD-ul să facă ce vor ele. Să înțeleg că USR va dispărea încet, încet de pe scenă. Cred că repede, politică. Repede. După încheierea mandatului prezidențial, Traian Băsescu, fostul președinte al României, ne-a promis o serie de dezvăluiri incendiare despre sistemul pe care l-a păstorit atâția ani. Și totuși vedem că aceste dezvăluiri sunt făcute în ultima perioadă de către apropiația acesteia și nu de către el însuși.
Cum apreciați această întorsătură de situație în contextul în care vedem că liderul PMP în acest moment își îndreaptă atenția mai degrabă către un alt subiect, Republica Moldova? Traian Băsescu a caracterizat singur, neforțat de nimeni, statul pe care el l-a edificat și l-a condus drept stat mafiot. A spus-o singur, a explicat ce înseamnă statul mafiot, statul paralel, a explicat ce înseamnă sistemul și l-a explicat și l-a definit ca pe un stat mafiot, iar în rest dezvăluiri punctuale nu poate face pentru că el a fost în epicentrul acestui stat mafiot și ar trebui să se autodenunțe în fiecare zi. Deci nu poate să facă mai mult. În plus, imunitatea lui este pe cale, post-imunitatea lui este pe cale de a se epuiza. Orice președinte și chiar orice înalt demnitar are și o imunitate, dacă vreți, nejuridică, inerțială, care merge dincolo de mandatul său. Un președinte are o imunitate mai lungă, dar imunitatea lui, pe măsură ce apar dezvăluiri documentate despre fără de legile pe care le-a patronat, scade până la zero și mai devreme sau mai târziu va trebui să stea în fața justiției. Știe acest lucru și nu vrea să grăbească lucrurile, nici nu prea mai are mijloace de șantaj, pentru că între timp se schimbă lucrurile și în interiorul justiției și nu mai are butoane. Nu are pe cine să șantajeze. Livia Stanciu nu mai poate fi șantajată că e la Curtea Constituțională. Deci un instrument foarte important la îndemâna lui din înalta curte a dispărut. O să dispară și Chiovesi. Dacă nici Chiovesi nu va fi șantajată și va veni altcineva neșantajabil de către Traian Băsescu în locul ei la conducerea DNA, el nu mai are cum să acționeze. Și atunci stă cu mintea. De cine este protejat în acest moment? De cine este vede? Protejat de acele părți ale sistemului care încă nu sunt demontate și funcționează. Chiar dacă funcționează cu motoarele reduse la maximum, sistemul creat de el încă există și la nivel central și la nivel local și în interiorul serviciilor și în interiorul justiției, dar funcționează din ce în ce mai lent până când se gripează acest motor și ia locul un alt mecanism care nu știu dacă va fi mai bun sau mai rău, dar nu va mai fi al lui Băsescu. Cam cât de repede sau târziu credeți că va veni în fața justiției Traian Băsescu? Cred cam că când se anul așteptăm? Viitor va fi anul confruntării lui cu justiția pe dosare grele, nu inventată. Dar cum vedeți această apropiere a lui de Republica Moldova? Vedem că în spațiul românesc, în România, acesta este puțin cam invizibil în ultima perioadă, dar este vizibil dincolo de... Traian Băsescu a avut întotdeauna un electorat consistent în Republica Moldova și l-a avut pentru că a accelerat procesul de acordare al cetățeniei pentru moldoveni, ceea ce în plan uman pentru acei oameni a fost ceva foarte bun și ei sunt recunoscători lui Traian Băsescu și îl votează. Vrea o carieră peste... Nu poate să aibă politică. Nicio carieră în reală în Republica Moldova pentru că ar trebui schimbată Constituția Republicii Moldova pentru asta. El nu are o cetățenie suficient de lungă, de consistentă pentru a putea să fie ales președinte, să spunem, sau prim-ministru în Republica Moldova. Nici nu are o priză politică suficient de mare. Nici nu este agreat de ruși, iar acolo politica Moscovei este destul de bine implementată. Există și reticențe din ce în ce mai mare ale Occidentului față de Traian Băsescu.
și deci nu are nici sprijinul forțelor din Occident care acționează în Republica Moldova. Deci nu are nicio șansă. Pe final, aș vrea să discutăm puțin și despre starea actuală a presei din România. Cât de mult s-a schimbat presa românească? Cum vedeți propagarea informațiilor, a știrilor în mediul online? Eu am condus foarte mulți ani departamentul proprietarilor, adică patronatul din presa română, care era cel mai important departament al Clubului Român de Presă. Și atunci am elaborat o serie întreagă de studii comparative între ceea ce se întâmpla în România și în alte state ale Uniunii Europene. Obținusem și anumite drepturi pentru ziarii și pentru casele de presă, care au fost valorificate în urmă cu ani de zile, dar în esență am înțeles câteva lucruri. Unu, că spre deosebire de toate celelalte state ale Uniunii Europene, guvernele din România nu au avut nicio preocupare pentru a sprijini presa scrisă și audiovizuală și agențiile de știri și presa electronică și s-au dovedit incapabile ele, guvernele și partidele politice să înțeleagă că serviciul pe care îl fac jurnaliștii este un serviciu public și de interes public și că trebuie susținut ca atare. În Franța, ca să deschid doar o mică paranteză, în 2008, când a izbucnit marea criză economică, prima grijă a guvernului francez nu a fost să salveze băncile sau altceva, ci a fost să scoată o lege, nu știu dacă a fost nu ordonanță de urgență, chiar o lege prin care au fost subvenționate toate ziarele. Deci în plină criză i-au subvenționat imediat ziarele ca să poată să reziste pe piață. Deci la noi nu s-a întâmplat nimic din toate astea. Dimpotrivă, presei s-au administrat lovituri foarte puternice sub aspect economic și a ajuns în quasi totalitatea dependentă. Au rămas independente grupurile foarte mici jurnalistice, site-uri, toată mișcarea pe Facebook a rămas relativ independentă. Publicațiile scrise, nu mai cunosc o publicație scrisă independentă. Și când spun independentă, mă gândesc la o publicație, la un ziar sau la o revistă, care să nu fie dependentă de un singur om și de un singur grup de interes. Tot ce înseamnă presă relevantă este dependentă fie de un om de afaceri, fie de un grup relevant de interese și de obicei legitim. Ziariștii au devenit cei mai mulți dintre ei simpli executanți. Și executând ceea ce li se cere, direct sau implicit de către finanțator, încearcă în măsura posibilităților să mai scape și câte ceva de presă autentică. Și asta și pentru proprie imagine și pentru imaginea produsului respectiv, ca să aibă un minimum de credibilitate. Adunate însă toate aceste părți de adevăr furnizate de presa așa cum este ea, în linii mari, constituie totuși o construcție importantă și o forță relevantă pentru societate și vedeți că foarte multe dezvăluiri vin sau cele mai multe vin din presă, totuși, așa cum e presă. Dar ziariștii se chine și calitatea ziariștilor scade. Sunt tot mai mulți oameni nepregătiți care sunt în presă. Vă dau un exemplu. Foarte important e presa economică și presa financiară. Noi am făcut niște eforturi uriașe ca să pregătim și prin acorduri între Clubul Român de Presă și instituțiile financiar-bancare, și prin acorduri directe între ziare și instituție financiar-bancară, să pregătim un corp de jurnaliști specialiști în
presă economică și în analize financiare. Foarte mulți dintre aceștia au fost apoi preluați de bănci și am pierdut din câmpul presei. Au devenit purtători de cuvânt, sunt oameni ok, dar numai presa a pierdut pentru că n-a fost capabilă să-i plătească la un nivel corespunzător. La fel, ziariștii juriști sunt din ce în ce mai puțini, sunt aproape inexistenți, exceptând ceea ce s-a strâns doi, de fapt, la lumea justiției, nu prea avem ziariști juriști cu o bună pregătire juridică. Ori vedeți că dezbaterea este foarte mult pe Constituție, pe stat de drept, pe legislație, pe legi penale, pe legi civile, pe proceduri. Ziariștii sunt incapabili să relateze așa cum trebuie niște evenimente pentru că nu le înțeleg. Nu este vina lor, n-au pregătire corespunzătoare. Nici limba română nu mai se bucură de respectul cuvenit în discursul de presă și observ din ce în ce mai multe greșeli grave. Cum vedeți multitudinea aceasta de fake news-uri care tot apar în mediul virtual? Este un care este scopul apărare acestor fake news-uri? Este un instinct de apărare al societății. Deci discut de ceea ce se întâmplă în mod natural, nu de ceea ce se întâmplă în mod artificial. Este instinctul de apărare al societății. Dacă nu există mari publicații relevante și nu există posturi de televiziune suficient de credibile, atunci printr-o lege a echilibrului universal, care se aplică și în acest domeniu al comunicării, crește relevanța altor forme de presă și asta este foarte, foarte bine. Sigur că și aici au intrat serviciile cu bocancii, ele au infiltrat nu numai marile ziare, agenții de presă, televiziuni, redacții și așa mai departe, ci au infiltrat și aceste site-uri și când nu le-au infiltrat, le-au înființat chiar și le-au finanțat. Veniturile, o bună parte din colosalele fonduri ale Serviciului Român de Informații și al altor servicii secrete se duc și în zona societății civile și în zona presei, cu atât mai mult cu cât nu, nicio lege nu împiedică serviciile secrete să aibă ziariști sub acoperire, să aibă oameni colaboratori în presă, să aibă oameni plătiți în redacțiile ziarilor sau să aibă ONG-uri pe care să le înființeze sau chiar site-uri în proprietatea lor sau televiziuni, cum e DigiTV. Nimeni nu împiedică să... nicio lege în România nu împiedică să facă acest lucru. În general, în Europa, serviciile au voie să infiltreze presa. A început acum câțiva ani o mișcare în sens contrar, în Germania, de pildă, la solicitarea Clubului de Presă din Germania, a apărut o lege dictată de Bundestag care a interzis serviciilor secrete să mai infiltreze presa, dar situația nu este generalizată, iar în România au voie. Domnule Sorin Roșca Stănescu, vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm cu dragă inimă pe la noi ori de câte ori mai avem subiecte de dezbătut. Mulțumesc!